O femeie care și-a înjunghiat de 19 ori iubitul care dormea susține că a visat în momentul în care a comis atacul. O tânără în vârstă de 21 de ani a pledat nevinovată, susținând că ar fi vorba despre o dereglare mentală. Poliția a găsit-o pe tânără plină de sângele iubitului ei atunci când a ajuns la casa cuplului în dimineața atacului. Ea a aplicat presiune pe rănile victimei și le-a spus ofițerilor că a crezut că a văzut ceva și că se temea că este ceva în neregulă cu mintea ei. Femeia, care are un copil cu iubitul, a povestit că s-a trezit la ora 6:30 dimineața și și-a dus copilul în sufragerie. Ea și-ar fi găsit iubitul dormind pe canapea, a lăsat bebelușul în țarcul amenajat pentru joacă, apoi s-a întors în pat. Are amintiri negre cu privire la ceea ce ar fi putut fi un vis sau imaginația ei, dar credea că victima țipa la fica lor, se arată în documentele tribunalului. Ea a mai spus că ar fi văzut o figură întunecată, non-umană, o halucinație care îl ataca pe iubit. La reacție a încercat să omoare acea figură, în schimb însă și-a atacat iubitul cu o foarfecă. Victima le-a povestit ofițerilor că s-a trezit luptând cu femeia, ea spunând că nu știe ce se întâmplă și că visa. După ce a cerut să aducă un prosop, a spus bărbatul, ea ar fi spus că nu vrea să piardă custodia. Bărbatul a suferit răni la piept, față, spate, umeri și mâini și credea că o să moară din cauza rănilor. De asemenea, el a mai mărturisit că nu a fost pentru prima dată când a fost subiectul unui atac violent al femeii. Relatează știrile ProTV.ro.